În România au fost dezvoltate soluții de e-learning pentru elevi. Știm că sistemul de învățare asistată de calculator există implementat în toate școlile. Aveți idee în ce măsură este acest sistem folosit de profesori și elevi? Da, este o preocupare pe care o avem. Probabil că România este într-un stadiu avansat de implementare a soluțiilor de e-learning la nivel național. Există în toate școlile din România conținut educațional multimedia interactiv, platforme de e-learning, acele Learning and Content Management System, pe lângă alte, să le spunem, laboratoare virtuale sau conținut dedicat pentru anumite categorii de elevi. Există o pondere importantă a profesorilor din orașele mici sau din școlile fără nume sau din mediul rural, care folosesc ca o necesitate, care folosesc ca o necesitate aceste componente care aduc profit cognitiv în procesul didactic. De fapt, este vorba de modul în care profesorul se raportează vis-a-vis de meseria pe care el o are. Și aici am să fac o paranteză, pentru că eu ca profesor, de exemplu, în universitate, în facultatea de matematică, când am terminat-o, dar și după aceea lucrurile s-au perpetuat, am învățat despre metodica predării disciplinei, metodica predării matematicii, metodica predării fizicii, a geografiei, nu știu ce. Pe când în școală noi trebuie să ne focusăm mai mult pe metodica învățării. Din cauza asta, imaginea cu mine ca profesor stând cu spatele la elevi și cu tabla în brațe și vorbind cu vârful de cretă, demonstrând vârfului de cretă că știu să rezolv în mod elegant o problemă de matematică, este o imagine greșită a unui învățământ care dorește să aducă profit cognitiv, un învățământ care dorește să formeze o piață a muncii bine pregătită, competitivă, și nu numai pe plan național, competitivă în spațiul european, pentru că este un spațiu liber acum. Prin urmare, trebuie să mă raportez la ceea ce vreau să se întâmple după ce se termină școala, și anume să am elevi pregătiți care, și studenți care să lucreze în locuri de muncă ce astăzi nu există, cu tehnologii care n-au fost încă inventate, pentru a rezolva probleme despre care astăzi nu știm că ar putea fi probleme. Lucrul acesta nu se poate face cu tabla și cu profesorul întors cu spatele la elevi. Se poate face cu elevul în fața informației pe care eventual să o transforme în cunoaștere și cu profesorul care are rol de mentor în această poziție. Lumea face însă și aici o confuzie între centrarea pe profesor versus centrarea pe elev. Nu? Noi suntem obișnuiți cu centrarea pe profesor. Profesorul este regele clasei, stă în fața, îi separă eventual și o catedră, îl separă o catedră de restul elevilor și foarte des stă cu spatele și cu fața la tablă. Aceasta este centrarea pe profesor. Profesorul știe, profesorul face, profesorul spune, profesorul dă extemporal. Centrarea pe elev a fost multă vreme confundată cu dă elevului o carte sau un calculator sau un ecran de televizor și lasă să se uite singur acolo. Și asta este greșit. Centrarea pe elev înseamnă, de fapt, învățământ colaborativ, în care participă un grup mai mare de copii, ajutați de profesori, să rezolve o anumită problemă, care de cele mai multe ori trebuie să fie transdisciplinară. Matematica. De ce învățăm matematica? Pentru că ne folosește în anumite situații. De ce învățăm chimie? Pentru că, iată, săpunul și rujul de buze, de exemplu, este rezultatul unui proces chimic pe care îl putem învăța. Exemple mai complexe. Era un film frumos când eram eu mic, se numea Călătorie Fantastică. Niște savanți reușiseră să facă un procedeu prin care puteau să micșoreze foarte mult obiecte. Un om bolnav micșorează și oamenii și o navetă spațială, îl injectează în corpul uman, călătoresc aceea cu nava spațială prin corpul uman, rezolvă tumoarea pe care o avea respectivul și la sfârșitul filmului ies printr-o lacrimă. Tot filmul ăsta este un proces didactic. Da? Imaginați-vă cum ajung copiii, virtual vorbind, să ajungă cu nava în ficat și unde să miște din robinet pe acolo, pentru că este un laborator de chimie. Imaginați-vă cum ar fi ca să-l pun pe copil să fie primar pentru o zi în București. Și mă gândesc acum la un primar
care chiar să facă ceea ce spune că face și să construiască infrastructură, și ca să construiască infrastructura trebuie să ducă și tangenta la curbă la poduri și încărcătura în piloni și aciditatea apei și verdeața de jur împrejurul gârlei și relația între prefect, societate civilă, școală, ONG-uri, nu știu, primărie, ce mai este acolo. Deci tot acest ansamblu care înseamnă de fapt matematică, fizică, chimie, sociologie, economie, logică, psihologie, înseamnă tot, pentru că la urma urmei asta este viața. Am un exemplu foarte bun de școală care aplică cam de 2 ani de zile această abordare. Este Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare și nu-i singurul, dar este un exemplu care îmi place. Unde o profesoară de română, Georgeta Cosma, în urma unor cursuri pe care le-am făcut noi, a reușit să-și convingă toți colegii, inclusiv colegul de educație fizică, și nu-i spun de sport, pentru că este de educație fizică, să abordeze o temă care se numește zborul. Toată lumea face tema numită zborul în acel colegiu. Din perspectiva literară, din perspectiva matematicii, din perspectiva fizicii, a chimiei, a sportului, a sociologiei, a economiei, din toate perspectivele se poate trata această temă. Da? Participă câte 2, 3, 5 profesori la o oră. Este o dezbatere colegială. Sunt alte relații deja stabilite între elevi și profesori. Evident că nu de la clasa 1. Lucrul acesta se petrece la clasa 11, unde copiii au deja un bagaj de cunoștințe disciplinar pentru a putea face o abordare transdisciplinară. Deci, ca să răspund scurt, se folosesc aceste elemente, aceste conținuturi educaționale, fie în mod direct, fie în conexiune cu un alt eveniment pe care vreau să-l sprijin prin reusable learning objects. De-aia se și numesc așa, reutilizabile, obiecte de învățare reutilizabile. Pot să folosesc matematica în studiu fizicii, pot să folosesc fizica în explicarea unui fenomen din sociologie. Lucrurile acestea se petrec în școala românească cu prea plin. Cred că suntem pe un drum de maturizare a corpului profesoral în ceea ce privește, și ar fi și nenatural să fie așa, pentru că au fost cursuri făcute cu multe în țara asta și înainte prin programul SEI și în ultimii câțiva ani, 2-3 ani, prin programele de fonduri structurale de dezvoltare profesională. Deci există o masă critică de profesori în acest moment care pot susține cu subiect și predicat, cu cuvinte coerente, un demers de didactic prin elemente de conținut educațional multimedia interactiv, prin elemente e-learning. Siveco a câștigat în această toamnă titlul la cele mai importante competiții pentru proiecte IT din lume. Proiectele cu care ați câștigat aceste premii sunt produse educaționale dezvoltate pentru România sau pentru alte state? Și care ar fi rețeta succesului? Este spectaculos ce s-a întâmplat în toamna asta. Vorbeam cu Florin Ilia, colegul meu. Dacă o companie ar lua un singur premiu din cele trei pe care le-am luat, am fi super fericiți. Am luat două premii foarte importante la International Project Management Association Awards. Este o organizație formată din o organizație neguvernamentală, independentă, internațională, sunt toate țările lumii membre la această organizație și care an de an oferă premii de project management. Deci oferă premii unor proiecte. Sunt trei categorii la această competiție: proiecte medium size, large și extra large. Asta în funcție de bugetul proiectului și de numărul de personal angajat în interiorul acelor proiecte și de timpul derulării acelor proiecte. Sunt proiecte cum ar fi desalinizarea Mării Caspice sau țeavă de petrol între Iran și altă țară sau sistem laser de curățire a aerului într-un oraș. Deci proiecte gigantice. Dar spuneam că este pentru prima oară în istoria IPMA Awards când finaliste la una dintre categorii sunt două proiecte de educație și sunt singurele finaliste la acea categorie. Anul acesta, deci 2013, la categoria de medium size projects, singurele două finaliste
Au fost două proiecte făcute de, în România, de Siveco România. La celelalte categorii au fost 5, 6, 7 finaliști. Și s-a dat aur, bronz și aur, argint și bronz. În seara finale, în gala de decernare a premiilor, n-am știut cu cine să țin mai degrabă, cu care dintre proiecte, pentru că la ambele am lucrat. Este vorba de un proiect pe care l-am desfășurat împreună cu Ministerul Educație Naționale prin Unitatea de Implementare a Proiectelor cu Fonduri Externe, UNFE, și împreună cu Universitatea Națională de Apărare Carol I. Se numește Învățare bazată pe proiect prin sisteme multitaci, în care am generat un curriculum transdisciplinar, ghiduri, am format profesori, am făcut un concurs național care scrie un alt proiect, care imaginează un alt proiect. Am scris softuri pentru sisteme multitouch. Aici fac o paranteză, acele softuri le-am scris în perioada în care nu exista tehnologia multitouch, dar noi am scris softuri pentru o tehnologie care încă nu exista, apropo de ce v-am spus înainte. Și acest proiect a fost declarat Gold Award. Nu s-a dat Silver, am luat cu celălalt proiect care a fost sistem educațional pentru Kazahstan, deci am dezvoltat conținut educațional pentru Kazahstan. Acela a luat bronz, diferența între ele a fost destul de mare, mi s-a explicat, dar ceea ce este foarte important sunt două mesaje pe care juriul a transmis la această decernare, că toată lumea s-a întrebat cum de apare educația în acest context. Da? Deci cum deodată, în 2013, vorbim despre educație la IPMA, unde se, repet, se dau premii, se jurizează, se evaluează proiecte din toată lumea, de pe tot globul pământesc, de toate tipurile. Nu de IT, nu de educație, de toate tipurile. Acum a fost două proiecte au fost de e-learning, ambele finaliste, singurele finaliste și ambele cu o medalie. Un aur și un bronz. Mesajul a fost, vrem să dăm un semnal guvernelor lumii de reevaluare a proiectelor educaționale și de recunoaștere a excelenței în educație. Acestea au fost mesajele. Mai mult decât atât, mi s-a spus că de fapt noi am recepționat acest mesaj când am venit în vizită de evaluare, că au venit două echipe care au evaluat cele două proiecte în România. Avem acest mesaj dinspre voi. Și ni s-a părut atât de important, pentru că ceea ce face proiectul multitouch, de exemplu, ei spun you change their minds, ceea ce sună rău în românește, să-i sucești mințile, adică nu sună foarte bine, și atunci eu aș traduce schimbați mentalități, ceea ce este mai aproape de adevăr. M-am simțit cum doresc tuturor să se simtă în seara aceea la Dubrovnik, când m-am urcat de două ori pe scenă. De fapt, nu m-am urcat de două ori pe scenă, m-am urcat o singură dată pe scenă și am rămas acolo pentru două premii. A fost spectaculos. Nu știu ce ai mai putea dori după așa ceva, adică ce alt premiu să mai, sau unde să mai concurezi. Mesajul acestor oameni a fost foarte clar. Și sunt oameni cu mare influență, sunt director general, președinți de mari companii care controlează acest IPMA, toată lumea asta, juriul internațional din Nepal, din Portugalia, Polonia, Germania, în fine, deci sări multe care au fost acolo. M-am simțit o mică vedetă, dar pentru foarte scurtă vreme, pentru că m-am întors în țară să continui niște proiecte. Acestea au fost două premii pe care le-am luat deja, avem trofeele și diplomele alea și ne uităm. Încă nu le-am pus pe pereți, pentru că mie îmi place cum stau pe niște fotolii în birou la mine la Siveco. Și acum ne batem cu Florin Ilia și Irina Socol, și evident că Irina Socol are întâietate și acum sunt la ea în birou. Dar revenind, lăsând gluma la o parte, al doilea premiu major pe care îl luăm și care este foarte important pentru România. Se numește World Summit Award. World Summit Award este un concurs internațional, participă zeci de mii de proiecte din 160 și ceva de țări câte participă, de obicei. Acest World Summit Award este un proiect al World Summit for Information Society, care este o organizație a Națiunilor Unite.
și care sunt cei care definesc, de fapt, politicile de dezvoltare IT pe termen mediu și lung. Se întâlnesc acești World Summit for Information Society, șefi de state din toate țările responsabili cu IT-ul, nu știu ce, și care definesc prioritățile de dezvoltare ale industriei de IT și de comunicație în toată lumea. Și au ca un element conex acest World Summit Award. Noi am mai luat World Summit Award în 2005 cu conținutul educațional făcut în România pentru proiectele românești din SEI, din Sistemul Educațional Informatizat. Am fost extrem de mândri atunci și de bucuroși. Și iată, în 2013 mai luăm un premiu pentru inclusion, conținut educațional pentru școli cu nevoi speciale, pentru definit pentru copii cu nevoi speciale. Un proiect românesc pentru copii români, pentru școli românești, care este extrem de sensibil ca proiect și a fost cu o încărcătură emoțională foarte mare pe toată derularea acestui proiect. S-a întâmplat luând acest premiu, România devine una dintre puținele țări care au luat de 4 ori premiu World Summit Award. Suntem pe locul 7 în lume. Iată că suntem și în top 10 la ceva. Iar Siveco România este a doua companie din lume care ia de 2 ori World Summit Award. Cealaltă companie din lume este o companie chinezească, se numește compania de IT a Chinei, probabil că undeva la 24 de milioane de angajați, cu care suntem la egalitate în acest moment. O să mă duc la Colombo, în Sri Lanka, săptămâna viitoare să ridic acest premiu. Este un premiu major și este, repet, toate cele trei sunt premii majore pentru România. Despre România s-a vorbit la superlativ, la Dubrovnik, într-un cadru extrem de elevat, într-o organizație foarte pretențioasă și foarte bine văzută prin independența ei de toate țările lumii, cu un cuvânt greu de spus, și de către Națiunile Unite, prin premiul de la World Summit Award. Se vorbește despre România și România există pe niște site-uri care sunt foarte citite de către decidenți, de către cei care au ca mesaje lucruri importante de transmis lumii. Mă bucur că am participat la asta. Noi nu suntem o echipă mare. Deci la ambele proiecte, la proiectul de multitouch au lucrat aproape 100 de oameni, cu profesorii care au făcut formare, cu școlile pe care le-am considerat partenere în acest proiect. Ce contează? 100 de oameni. 100 de oameni care au format o echipă campioană. La proiectul de Kazahstan am fost vreo 40 cu totul. Dar nucleul este același, că n-avem de unde să luăm alții. La proiectul de CES, nucleul este același. La nucleul de CES au fost vreo 30 ceva de oameni. Aceiași. Da. Iată cum o echipă mică, și am să spun prin ce este importantă și specială această echipă, pentru că asta este bine pentru cei care vor veni să se angajeze la Siveco, ca să știe ce se caută, de fapt. Prin această echipă mică are atributul că a ieșit pe locul 1 și 3 și 2, nu s-a dat la un concurs major și că este cea mai bună în lume la un alt concurs major. Atributul comun al acestei echipe este atitudinea. Nu cunoașterea neapărat, pentru că oameni cunoscători sunt și în afara echipei noastre, nu hărnicia, pentru că oameni harnici sunt și în afara echipei noastre. Clar, este vorba despre atitudine. Atitudinea de a face un lucru bine, de la cap la coadă, și de a-ți păsa de rezultatele acelui proces pe care tu vrei să-l rezolvi prin instrumente IT. Sunt foarte mândru că fac parte din echipa asta. Eu personal, ca individ și ca cetățean al cartierului Colentina, sunt singurul locatar al blocului meu care a câștigat de 4 ori 4 premii majore, că și în 2005 lucram tot la
acest proiect. Ceea ce este important pentru blocul meu, adică blocul în care locuiesc poate să fie mândru ca un asemenea vecin.